O suprafață de teren situată pe malul portului, în zona cartierului Poarta 6, a devenit o groapă de gunoi. Mașini vin zilnic și depozitează aici gunoi menajeri sau materiale de construcții, pe terenul din spatele meu. O altă problemă cu care se confruntă cetățenii din Poarta 6 este cea a mirosului extrem de neplăcut, provenit de la un depozit de deșeuri din portul Constanța, ce aparține unei societăți de salubrizare.